la mine o doamnă cu un fibrom foarte mare de 13 cm. Evident că nu putea să rămână însărcinată și nimeni nu-i dădea vreo șansă că s-ar putea face ceva astfel încât uterul să devină o căsuță bună pentru copil și să poată să nască. Surpriza a fost nu numai fibromul mare, ci și că soțul pacientei avea azospermie, adică un varicocel, o afecțiune care îi afecta fertilitatea. Deci ambii parteneri erau infertili. Și am tratat pe amândoi. Doamna a făcut embolizare pentru fibromul uterin, soțul l-am tratat de varicocel prin scleroterapie, tot o formă de embolizare. Și totul a mers bine, am venit la control, am văzut rezultatul foarte bun. Doamna a rămas însărcinată și acum, într-o lună de zile, trebuie să nască. Toate controlele au fost în regulă, lumea e fericită.